Ioan Ciolea, candidatul Partidului Democrat Liberal pentru alegerile parțiale pentru Colegiul 3, a ieșit din cursa electorală și s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă organizată la sediul PMP din Deva. Este un act de mare curaj, este un exemplu de urmat pentru toți politicienii din România, indiferent de nume și de greutate. Dacă noi aici la Deva am reușit să facem această unificare a dreptei adevărate, care credem în Traian Băsescu, de ce nu ar putea să o facă și alții de importanți din partidele de centru-dreapta? Fostul pedelist Ioan Ciolea a semnat astăzi adeziunea la Partidul Mișcarea Populară. Acesta susține că nu a fost susținut de partidul pe care l-a reprezentat până acum în cursa electorală. Doresc să anunț că nu mai candidez la funcția de deputat pe Colegiul 3 Hunedoara. Îndemn alegătorii mei și ai Partidului Democratic Liberal să voteze deputat Radu Mihai Tristescu și să susțină Partidul Mișcarea Populară. Cred într-o dreaptă unită între Traian Băsescu și Elena Udrea. Fac primul pas, semnând adeziunea în Partidul Mișcarea Populară, pentru că am încredere în Radu Mihai Tristescu, are energia, forța și curajul să schimbe viața hunedoreanilor în bine. Trecerea bruscă a lui Ioan Ciolea de la PDL la PMP nu a fost pe placul președintelui Democrat Liberalilor din județul Hunedoara, mai ales acum cu câteva zile înainte de alegeri. Buletinele de vot sunt tipărite. Candidatul PDL va apărea pe buletine și va face și în aceste condiții mai multe voturi decât... Mi-e greu să spun candidatul, cel ce apare pe buletin în dreptul altei formațiuni politice și pe care, din ce spuneți dumneavoastră, înțeleg, îl susține candidatul nostru. Asta se va întâmpla cu siguranță. După înscrierea în PMP, Ioan Ciolea s-a dus să informeze și biroul electoral județean despre hotărârea luată. De aici i s-a comunicat că dacă nu se va răzgândi, reprezentanții biroului electoral județean vor lua o hotărâre în acest sens. Urmează să convocăm biroul și să ne pronunțăm printr-o decizie în 24 de ore de la înregistrare. Momentan nu avem înregistrat nimic. În concluzie, chiar dacă Ciolea a trecut la PMP, pe buletinele de vot, care deja sunt tipărite, va apărea ca și candidat pentru Colegiul 3 din partea PDL.